How do you fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. Suntem încadrați, sper că ne auzim. Bună seara, băi scumpilor, că nu ne-am mai văzut de un car de ani. Și bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit. Suntem bine sănătoși dacă vă întrebați și să știți că intervenția asta, că asta e o intervenție practic, da, nu trebuia să existe pentru că nu a fost, stai așa să-mi încadrez soția, pentru că nu a fost în niciun plan. Noi suntem datori cu două vloguri, practic, care încă sunt în lucru, mă rog, din Turcia, Dunaidan la toți balaurii de din la Istanbul. Turcia, între timp că primul vlog, ultimul vlog pe care l-am pus era din Turcia. Da. Din Turcia am ajuns în România. O investiți în turismul românesc, să vă iau turismul. Din România am ajuns în Laponia și în Laponia vom rămâne pentru încă de mii de luni. 6 luni, da. Și povestește tu cum am ajuns în mizeria asta de hotel, cabană, vilă. Când am ajuns în Laponia, am luat decizia să rămânem la fratele meu o noapte, pentru că nu ne-am mai văzut de ceva timp, respectiv de când am plecat în concediu și... Mai hâți. Așa. De când ne-am mutat noi, nu ne-am mai văzut cu Fraxul. Da. După care, drumul din România până în Laponia a fost extraordinar de lung și dificil. Demențial, foarte lung. Suntem foarte obosiți și în momentul de față, nu știu dacă se vede pe muianele noastre. Și în momentul de față îi mulțumim Blue Air-ului că a anulat cursele, și a anulat toate cursele, inclusiv cursa directă București-Stockholm și a trebuit să zburăm București-Varșovia, unde controlul din aeroport este de un jeg maxim. Da. Asta suntem, așa, și din Varșovia am zburat în Stockholm, din Stockholm în Kiruna și din Kiruna 300 de kilometri până aici. Da. Pentru că noi acum suntem tot undeva lângă Monio, la 15 kilometri de Monio chiar. După ce am petrecut o seară minunată cu fratele și cu mnățica... Și o dimineață și după amiază minunată. Și cu scumpul, mă, stai, numai Bogdan cu Lili și scumpul. Scumpul, să-mi fie cu iertare, domnul scump. Nepuțelul. Dacă te uiți la acest vlog... ne cerem scuze. Oficial. După care am zis că să o luăm ușor spre casă. Spre casă înseamnă încă vreo 210 km. Da. Și noapte, gheață... Da. Și ne-am dat seama că suntem încă prea obosiți ca să parcurgem în seara asta 210 km, așa că am luat decizia să rămânem o noapte undeva în împrejurim. Și oficial... Cum Dumnezeu... Dumnezeii noștri au grijă și șmecheri acolo sus de noi. Nu. În ce-ți crede, credeți în ceva. Că e bine să crezi în lumea asta. Da. Că e Dumnezeu, că e Universul, că e Allah, că e Buddha, că e așa. Bă, credeți în ce... Auzi ce bine ne potrivim, nebuna mea. Așa? Da. Așa, și am găsit această vilă pe care nu avem cum să nu vă prezentăm. Pentru noi, oficial, este cea mai tare cazare din Laponia. Până acum, da. Până acum, da. Am mai fost hotelul din Rovaniemi, care tot așa a fost cu, dar asta... Se pișă pe hotelul din Rovaniemi. Da, și da, mai mult decât atât, presiune. Pe lângă faptul că o să vă arătăm, că asta este ideea, chiar ne-a impresionat și de-aia vrem să vă arătăm, pe lângă faptul că arată foarte bine, îndeplinește toate criteriile noastre de a alege o cazare. Are cadă, nu are balcon pentru că ai dita mai terasa vilă și are terasă, și are jacuzzi. Afară. Adică dă tempul, în ce vrei mai mult de tot? Hai să vă arătăm cazarea pentru că ne așteaptă o cadă. Da, demențială și aia. Și să începem cu exteriorul. Stăm la vila numărul 1, ce coincidență. A fost o glumă, nu va așa. Aici avem sauna normal pe care nu o să o, pe care nu o să o folosim. Aici ai încărcător, stație pentru încărcarea mașinii electrice, în cazul în care ai mașină electrică. Dacă nu ai electrică, acolo ai o priză să bagi, să o bagi la, să stea motorul cald. Aici scump balauri, avem un jacuzzi pe care doar l-am ridicat puțin să vedem dacă e temperatura apei ok și este ok și pe care normal că o să-l încercăm. Și toată vila asta, bine, sunt mai multe vile,
Sunt în mijlocul unei pădurici. Brazi înalți, zăpadă, ce să faci, mă, după posibilități. Aici ai o masă cu un grătar în cazul în care vrei să îți gătești. Foarte mișto și că intrarea se face pe cod, chiar mi-a plăcut treaba asta. Și ajungi la interior. Soția mea, ce faci? Te ascunzi? Jucăm v-ați ascunsele? Nu, mai băga la foc. Mai băga la foc, să nu se facă friguț. Stați să mă descalț, că o să fac pe aici. Intri și ai un living destul de nesimțit, aș putea spune. Cu geamul ăsta. Asta nu e șemineu, nu știu cum se numește. Dacă aveți vreo o idee cum se numește godin ăsta. Godin de 2012. Da. E aici, face căldură, arată și bine. Și geamul ăsta nesimțit, care mi se pare... Nu știu, super deci ăsta tare. Tot e un geam, nu se vede priveliștea, să... dar asta... o să vă arătăm mâine dimineață. Da, asta voiam să zic, că mă mai las iar să vorbesc și eu. Te rog, scumpa mea, vorbește. Numai că ai zis deja. Aici avem alt geam. Da, ideea este că această vilă este fix în pădure, între braz și muism de ăsta al vieții. O să vedeți priveliștea mâine de dimineață, acum nu avem cum, oricât am vrea. Adică și dacă mergem afară cu lanterne și așa, tot păi nu am fost, seama. Am încercat să le arăt puțin, dar mâine o să fie mult mai limpede unde e localizată. Și hai să începem cu dormitorul de jos. Jos. Care și dormitorul arată, de jos se prezintă cam așa. Care are tot un geam nesimțit către păduriche. Și televizorul e nesimțit, aș putea spune. Da. Hmm. Și patul, băi, am o curiozitate. Patul e dublu sau e tot de la, din două bucăți? Stați. Cum balauri? Cred că e dublu și cu saltea. E dublu, mă. Ca seara am dormit cu gaură între noi. Da. Zăbaie. Și avem halate. Unde sunt halate? Aici. A, uite-le aici. În sfârșit. Aici avem halate. Ceea ce este... Și din baie, dacă vrei, poți să ieși tot afară pe terasă. Și să te duci la saună, practic. Da. Mamă, ce duci de neam prost, eu acum îl văd. Da. Asta, da. A, aici facem duș în același timp și avem și spațiu. Da. Interesant. Nenorociri. Cum ar spune Barros. Cum ar spune Barros, da, niște nenorociri. Cale vieți. Și acum, în loc de coboară în jos luceafăr blând, alunecând pe o scară, să stai la pieptul meu plăpând să... Nu, cum era, mă? Coboară în sus luceafăr blând, alunecând pe o scară. Coboară în sus? Vă zic eu mai târziu. Era o parodie de asta, dar nu mai știu. Coboară în jos, luceafăr blând, coboară de mă fură. Să stau la pieptul tău plăpând, să stau un fiptan... A cadea. Aici este dormitorul de sus, care partea de sus practic este un open space. Da. Adică după cum vedeți acolo este living-ul, muist. Bă, tot design, tot arată foarte bine. Da, asta mă impresionează, da. Că altfel nu v-am fi arătat această corect. Cazare. Și aici, asta ai văzut că e pe senzor, nu? Ceea da. Ce mi se pare wow. Partea de... Nu partea... Bă, nu mai mi-e cuvintele, sunt emoționat. Ești obosit. Să mă bat alizeul. Aici avem o cadă nesimțită, mare, și cu priveliște. Stați puțin că trebuie... Ca să vă faceți așa o idee. Da, poate se vede... Păi da, dar e și blițul. Mâine dimineață. Se face rău. Așa că dacă ajungeți în zona Monio din Laponia, băi, căutați vila Polaris Villa, pentru că arată într-un mare fel. Da, nu știm să vă zicem prețurile de decembrie. Da, dar... Pentru că diferă. În decembrie, când e full sezon, cred că e bubuială la prețul. Da, și știți foarte bine că noi nu vă recomandăm să veniți în decembrie în Laponia. Da. Și ați face bine să ascultați ca să nu vă luați țepe. Puberi. Dar da, este excepțional. Acum ne scuzați, dar noi trebuie să ne băgăm la cadă. Și după cadă trebuie să ne băgăm la jacuzzi. V-am pupat, scumpilor! The next day. Tales of an endless high. Cursed is the one who's willing. Can't change the way we are. One kiss away from killing. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, they'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Much, much later.